Bună ziua, dragilor! Bine v-am găsit și bine ați venit pe pagina mea de YouTube, Mama Lucia, rețete simple. Și am revenit astăzi, în duminica asta frumoasă. Avem și noi puțin soare, un pic cald. După cam aproape o săptămână, ce să vă spun. Emma a plecat în concediu ieri, la Croația. Acum mai un pic ajunge, am vorbit cu ea. Și am să vă arăt așa câteva postări cu ea când o să-mi trimiată niște video. Am să vă pun așa, scurt, să vedeți ce frumusețe pe acolo pe unde au ajuns. Și cam asta am vrut să vă spun, că nu prea am avut așa, n-aia timp, ce să spun timp. Așa timp de multă mâncare sau mai știu eu ce nu prea am făcut și acum să postez un sandwich sau o salată sau aceeași în fiecare zi, parcă nu-i stilul meu, na, asta este adevărul, ce să vă spun mai mult. Dar astăzi m-am gândit să fac un video scurt cu ceva ce facem așa de mâncare puțin astăzi. La care m-am gândit să-mi fac astăzi niște fricadele, niște chiftele așa mai mari un pic. Cum vedeți aici, m-am pregătit o jumătate de kilogram de carne tocată amestec cu o chiflă înmoiată în apă, un ou. Aici am verdeață, radu ceapă și usturoi așa prin răzătoarea asta fină. Am să le rad. Dar cred că e prea fină, lasă mai mult zeamă, cred că o tai măruntă. Lasă prea mult zeamă. Frec numai usturoiul pe aici. Ceapa nu merge, nu-mi place cum merge. Și mi-am pregătit niște ciupercuțe mai mari, așa, am văzut așa ciuperci frumoase, pe cum vedeți, așa. Și astea vreau să le prăjesc pane. Și am pus acolo în tigaie, vă arăt imediat, niște cartofiori să fiarbă, cartofi pire. Deci am să fac așa niște chiftele, un pic mai mari. Ciuperci pane, cartofi pire. Și poate fac un dip de ceva. O smântână cu ceva maioneză și cu un pic de usturoi ne-a un dip așa. Cam asta fac astăzi. Nimic deosebit. Vă arăt aici tot ceapa măruntă, că nu-mi place dată prin răzătoare, că se face numai zeamă. N-are nimic să simte un pic de ceapă măruntă. Deci cam asta este. Dragilor și dragile mele. Da. Și Ema este plecată o săptămână la Croația. Anul trecut a fost la Turcia, zice anul ăsta hai să meargă și în altă parte. Că știți cum este, este timpul de vacanțe. Le trebuie și lor un pic de relaxare după atâta muncă zi de zi. Le trebuie un pic de mare, un pic de soare, că aici este vremea foarte urâtă. Aici la noi, în partea Hamburgului, este numai ploaie, ploaie, ploaie. Deci cam peste tot în Germania, că ați văzut, cred, că nu este vreme frumoasă. Și ce să vă spun mai multe? Cam aceeași la toată lumea. Aceleași probleme. Cum vedeți, pun aici și topitura asta. Punem sare. Țac, țac la ochi. Punem un pic de piper. Și o amestecăm. Și așa cum vedeți, dragi, mi-am pregătit chiftelele, 6 bucăți. Și ciupercile nu m-am pus sare pe ele. Și imediat îmi pregătesc aici pentru prăjit, o tigaie cu ulei pentru chiftele și o tigaie pentru ciuperci, dar prima dată am să-mi fac panada de ou și cum v-am spus, cartofii aici fierbe. Deci, cam asta este. Și ce vreau să vă spun, am primit așa vreo 2 videouri de la Emma, cum filmează așa din mașină, pe unde au ajuns. La sfârșitul videoului cu mâncare, am să vă pun 2-3 videouri cu drumul pe acolo, pe așa cum mi l-au arătat.
Și ce vreau să vă arăt aici, că eu am aici un burcan făină cu presli, adică cu pania mea din asta pentru șnițel, știți, care eu pregătesc, folosesc întotdeauna. Și le dau așa un pic așa la fiecare ca să prind un pic de legătură. Cum vedeți. Și după aceea le dau prin nou și mi-am pus aici în farfurie, am mai avut un rest de panko și puțină pania mea din asta presli. Le dau prin nou și le dau prin presli asta și le pun la prăjit. Cred că m-ați înțeles. M-a făcut înțeleasă. Și cum vedeți, am pus aici o rundă de chitele. Ou cu puțină făină bătut. Am pus două ouă, că n-am multe ciuperci, câteva. Care le dau pe aici, prin ouă ăsta. Ciuperci pane, mie îmi plac ciupercile. Da. Și le dau prin presli asta, așa. Deci îmi pregătesc câteva, două, trei, câte intră în tigaie. Trei, trei. Facem două runde. Folosesc mâna, așa trebuie. Le fac frumoase și le pun în tigaie. Și așa cum vedeți, am pus toate deodată. Și aici la fel. Să le și întorc așa un pic, să vedeți ce faine astea. Ciupercile astea. Cam așa arată totul. Cartofiorii lăsăm să fiarbă, aruncăm toată apa, le punem puțin unt și puțin lapte. Sau las apă de acolo dacă nu pun lapte, văd eu cum le fac. Cam asta este, cum vedeți. Așa, dragilor, chitele mele sunt gata, le scot. Ciupercile sunt gata. Fac imediat fireul și fac totul ăla de smântână, acum o sondit imediat. Și aici sunt cartofi, cum vedeți. Am aruncat toată apa, le-am pus mai puțin unt și acum îi pisez. Cam asta este, simplu. Simplu ca bună ziua. Asta am să vă arăt cu cartofii. Cum vedeți aici, prăjeala este gata. Și așa, dragilor, cum v-am spus, îmi fac un dip. Aici am mai avut un rest de maioneză, cam o lingură plină. La care îi pun anezaure zane, ca un fel de smântână. Cum vedeți. Facem un dip fain, că merge și cu ciupercile, în loc de sos, știți. Și aici am ras, am avut așa un castravete mic și puțin usturoi. Punem aici așa, prin răzătoarea fină, punem puțin piper. Puteți să puneți și chili dacă vă place mai iute. Și puțină sare. Cam asta este. Și avem un sos fain. Răcoritor, cum se spune. Pentru ciuperci. Pentru chiftele. Că n-am mai vrut să fac altceva, nimic. Zic, fac așa ceva.
Și cam asta este sosul. Vedeți? Un dip fain. Îl gustați și mai puneți ce vă place în el, dragii mei. Cam asta a fost. Vă arăt imediat o farfurioară așa frumos făcută. Și cam asta a fost pentru astăzi. Sper să vă placă, dragilor. Și așa arată. O ciupercuță, o chifteluță, un pic de sos, cartofior. Cum vedeți, dipul. Cam asta este, simplu și bun. Sper să vă placă, dragii mei. Video. 12 mai.